Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Georgiana, iar astăzi am pentru voi un videoclip în care vreau să fac un review al produselor pe care vi le-am prezentat săptămâna trecută într-un make-up haul. O să mă machiez, după cum puteți observa, nu sunt machiată, nu port absolut nimic pe față. O să mă machiez cu o parte dintre produsele prezentate săptămâna trecută și o să vă iau toată ziua cu mine și o să vă țin la curent cu statusul make-up-ului meu și o să, la final, o să vă spun care sunt impresiile mele despre aceste produse. O să mi-aplic machiajul cu Beauty Blender-ul, l-am scos din cutiuța lui, l-am pus sub jet de apă, l-am sors foarte bine, am scos excesul de apă din el și a dublat volumul așa cum era de așteptat să o facă. Și sunt foarte curioasă, în primul rând, de acest Beauty Blender. O să mi-aplic pe față Baby Skin-ul de la Maybelline împreună cu acest fond de ten de la Shiseido. O să folosesc concealerul de la Maybelline, paleta de farduri de la Maybelline, The Blush Nudes. În videoclipul de săptămâna trecută v-am arătat și niște palete de farduri de la Sleek, dar am mai folosit paletele Sleek și îmi plac foarte mult. Dar aceasta este o achiziție nouă, nu am folosit-o până acum și vreau să o încerc. Pentru blush, contouring și iluminator o să folosesc această paletă de la Sleek, un rimel de la Maybelline, produsul pentru sprâncene tot de la Maybelline, pudra aceasta de la rimel, am și pudra de la Sleek, finishing powder. Pe buze cu siguranță o să-mi aplic unul dintre aceste produse, am două, am aici lângă mine Bittersweet și mai am încă o nuanță, Shabby Chic, sunt nuanțe asemănătoare. Cam astea sunt în mare produsele pe care o să le folosesc. O să folosesc și câteva pensule, mai ales pentru machiajul ochilor. Bun, o să încep să mă machiez, o să-mi strâng părul mai întâi, pentru că atunci când mă machiez îmi place să nu am părul de față, folosesc un clește de păr. O să încep să-mi aplic pe față acest primer de la Maybelline Baby Skin. Este un produs pe bază de silicon. Ideea cu acest primer este pentru a estompa aspectul părurilor dilatați și eu mă confrunt cu problema aceasta, porii mei arată groaznic, și pentru un ten catifelat și mat. O să-mi aplic foarte puțin, v-am zis în videoclipul cu Nivea Aftershave că primer când îmi aplic folosesc mai ales în zona T și asta o să fac și azi, o să mi-l aplic în zona T. N-aș putea spune că aspectul porilor s-a estompat, adică porii mei sunt destul de vizibili. Acum o să trec la aplicarea fondului de ten. O să agit un pic acest produs, este foarte fluid pentru că l-am mai folosit într-o zi. Este foarte fluid, are o textură foarte ușoară, îmi place lucrurile acestea că nu o să-mi încarce foarte mult tenul. La început mi s-a părut că mi-am luat totuși o nuanță prea deschisă, am numărul 100, dar după ce l-am întins foarte bine pe ten, mi-am dat seama că nu, nuanța este ok, nu e foarte deschisă. Bun, o să-mi aplic foarte puțin, da, observație foarte fluidă, o să-mi aplic nu foarte mult pe mână și o să încerc să-l aplic cu Beauty Blender-ul, să vedem ce iese. Ok, deci o să pun un produs și mișcări de tapotare, cam așa sunt instrucțiunile, trebuie întins pe toată fața. Beauty Blender-ul se simte foarte bine. Am aici un coș, nașpa. Beauty Blender-ul se simte foarte bine pe ten, foarte moale. Fondul acesta de ten nu are o acoperire foarte mare, mi se pare că în afară de a uniformiza nuanța tenului, alte lucruri nu prea face pentru ten, dar e ok. Îmi place, este foarte, foarte fin la atingere, trebuie foarte bine stors de apă după ce îl puneți sub la robinet. Este foarte moale, îmi place. Acum e prima dată când îl folosesc, de când mi l-am cumpărat și până astăzi când filmez acest videoclip, nu l-am desfăcut din cutia lui, nu m-am uitat la el, nu l-am folosit, adică am vrut să fie o primă impresie autentică despre acest Beauty Blender și îmi place. O să-mi aplic în continuare puțin concealer, acesta de la Maybelline, de care sunt super curioasă, l-am mai folosit săptămâna aceasta și am fost destul de mulțumită de el. Trebuie un pic răsucit ca să iasă produs și o să-mi aplic sub ochi. Un pic pe nas.
Da, am acest punct. O să-mi uniformizez concealerul acesta tot cu Beauty Blender-ul. Concealerul are o consistență, nu are o consistență foarte, foarte groasă. Cu toate acestea, are o acoperire destul de bună. V-am zis că l-am mai folosit săptămâna aceasta și mi-a plăcut destul de mult concealerul. Și a rezistat pe față. O să vedem și astăzi cum o să reziste, pentru că astăzi îl întind cu Beauty Blender-ul. Din tot ce am folosit până acum, adică primerul, fondul de ten și concealerul, cu siguranță vă recomand concealerul și Beauty Blender-ul, în caz în care sunteți pasionate, super pasionate de make-up și vreți să încercați și Beauty Blender-ul. V-am zis și săptămâna trecută în videoclip, am ezitat foarte mult până să mi-l iau, pentru că nu sunt make-up artist. Deși mă machiez aproape în fiecare zi, mă descurc destul de bine și cu pensula și cu mâna, dar eram foarte curioasă și am zis hai să-mi satisfac curiozitatea, pentru că până la urmă despre asta este vorba, de make-up, trebuie să testăm, să încercăm diverse lucruri. Continui cu pudra. O să folosesc pudra aceasta de la Sleek și aceasta de la Rimmel. O aplic mai întâi pe aceasta. Pentru pudră am să folosesc o pensulă de la Real Techniques, Multitask Brush se numește, și o să aplic în zona T. O să aplic ușor ca să nu stric ce am făcut mai devreme, să nu-mi stric aplicarea concealerului. Tot așa, prin mișcări de tapotare mai mult. Am aplicat și puțină pudră, nu foarte multă, pentru că o să vin cu pudra aceasta de la Sleek și o să mai îmi setez make-up-ul pe unde mai este nevoie. Asta după ce o să-mi fac și machiajul ochilor. Haideți să vedem din această paletă ce culori o să folosesc și ce nuanțe mă inspiră pentru un machiaj. Culorile sunt foarte drăguțe, am jucat un pic cu ele, dar nu mi-am făcut un machiaj al ochilor cu această paletă. Sunt tentată să folosesc împreună cu această paletă acest creion de la NYX, Jumbo Eye Pencil, pe care l-am în nuanța 619 Rust, și mi-aș aplica pe toată pleoapa acest creion, după care aș încerca să combin creionul acesta cu niște farduri de aici. Da, și cred că asta o să fac. Această paletă de farduri vine și cu o pensulă. Are o pensulă aici și un burețel în partea opusă. N-am testat-o. Pensula e destul de fină. Probabil că o să încerc. Da, haideți să-mi aplic creionul mai întâi pe toată pleoapa, ca un fel de bază, dacă pot să zic așa. Se aplică foarte ușor acest creion. E foarte cremos. Se întinde foarte bine. Nu-l aplic super ordonat, pentru că oricum o să vin cu pensula și o să uniformizez culoarea foarte bine. Da, nuanța se numește Rust. Nu cred că este o nuanță super potrivită pentru primăvară. Mă duce cu gândul la toamnă această nuanță, dar nu contează. Mie îmi place și eu am să-l folosesc. Deci mi-am aplicat într-un mod super, super haotic acest creion pe ploape. Dar o să vin acum cu un fard peste și o să uniformizez. Am să folosesc Deluxe Crease Brush de la Real Techniques. Am să șterg un pic pe un șervețel. Am să iau această nuanță, acest roz. Uitați, cam așa arată. Și o să încerc să-l aplic în zona pliului. În momentul în care aplic acest fard, creionul se întinde și el pe toată pleoapa. Am estompat un pic intensitatea creionului cu acest fard. Mi-am aplicat în pliul ochiului aici fardul acela roz și în același timp am încercat să uniformizez și creionul. Cam așa arată. În colțul intern o să-mi aplic o culoare ceva mai deschisă. O să iau tot de la Real Techniques o pensulă Base Shadow Brush și am să folosesc, cred că această culoare este un, nu știu, bej, bej roze, ceva de genul acesta. Da? O să-l aplic în colțul intern.
al ochiului, acest fard, care arată foarte bine. Am aplicat acest fard în colțul intern, îmi dă puțină luminozitate, îmi deschide puțin machiajul și asta îmi place. Bun, încerc să blenduiesc. Haideți să încerc să blenduiesc cu această pensulă. Să vedem dacă... Da, e ok. E destul de fină. Asta e foarte bine, pentru că nu-mi zgârie ploapele. Nu simt că îmi zgârie ploapele. Îmi place pensulica aceasta. Și caut pentru colțul extern o culoare un pic mai închisă. Și cred că o să merg pe această nuanță. Să vă arăt mai departe un pic. Aceasta. Am o pensulă de la Avon, dintr-un set de pensule mai vechi, care îmi place foarte mult. Am luat culoarea și haide să vedem ce ne iese. Încerc să-mi aplic culoarea prin mișcări circulare. Ok, îmi place ce a ieșit la ochi. O să încerc să vin un pic mai aproape ca să vedeți și voi machiajul ochilor. Nu este gata, trebuie să-mi aplic și puțin rimel. Acum, în zona de sub ochi, foarte puțin, foarte puțin fard o să-mi aplic. O să iau această pensulă de la Real Techniques Detailer Brush și o să iau acest fard, acest roz un pic mai închis, care este imediat sub rozul mat pe care mi l-am aplicat în pliu și o să încerc să mi-l aplic în zona de sub ochi. Da, e o culoare foarte frumoasă. Ok, mi-am aplicat și sub zona ochilor puțin fard. O să trec la rimel și o să-mi curăț un pic excesul, deși nu a fost foarte mult. Nu mi-a căzut foarte mult fard în zona aceasta de sub ochi, dar o să iau o pensulă cu care o să-mi curăț un pic excesul de sub ochi. Ok, cam așa arată machiajul ochilor. Acum o să trec la pudră. Mi-am aplicat pudra Stay Matte de la Rimmel imediat după ce mi-am pus fondul de ten. Acum o să vin cu această pudră de la Sleek, Finishing Powder. Este de desfăcută, am mai folosit-o într-o zi. Cam așa arată, o să încerc să vă arăt ca să nu o vărs. Cam așa arată pudra, este foarte fină. Este o culoare care sigur nu va influența culoarea fondului de ten. Sub ochi o să-mi aplic această pudră cu o pensulă de la Real Techniques, Setting Brush, o pensulă foarte mică. Haideți să... Sincer să fiu, nu-mi place în mod deosebit această pudră. Nu-mi place pentru tenul meu, pentru că este puțin sidefată și având tenul mixt, nu cred că o să arate foarte bine. Dar asta eu o folosesc acum. Ar fi trebuit să nu o iau și să fiu mai atentă la review-urile pe care le-am găsit pe site. Pe site-ul de unde mi-am comandat această pudră. Dar n-am mai avut timp să le citesc și am zis ok, hai că mi-o comand și văd eu ce fac cu ea. Și pentru bronzer și iluminator și blush folosesc această paletă de la Sleek. Împreună cu da, această paletă, împreună cu două pensule, una de la Eco Tools, aceasta, și una de la Real Techniques, aceasta. Pot să vă spun momentan că din tot ce am folosit îmi place foarte mult paleta, îmi place concealerul și pudra de la Rimmel Stay Matte. Beauty blenderul la fel, e destul de ok, arată bine produsele aplicate cu beauty blenderul. Hai să încerc puțin contouring. Ok, deci puțin contouring. O să trec la blush, o să aplic blush-ul tot cu această pensulă. Nuanțele nu sunt super pigmentate, dar se pot construi, da? De la o nuanță mai light spre o culoare ceva mai intensă. Depinde cât de mult vă place să fie blush-ul de închis sau de deschis pe tenul vostru. Am să-mi aplic și puțin iluminator, o să iau de aici, pe pomete, o să-mi aplic foarte puțin și cam atât. La fel, foarte... Mie mi se pare destul de discrete, nu mi se par niște nuanțe super sclipicioase și super pigmentate, destul de discrete pentru un make-up de zi. Deși make-upul meu nu este neapărat unul de zi, având în vedere că la ochi m-am machiat destul de mult. Și da, uitați, se vede destul de frumos, e ok. Cel de la The Balm este mult mai intens.
Cam acesta ar fi machiajul feței. O să trec la sprâncene, mascara și buze și asta e tot. Sprâncenele mai intime le peri un pic cu această pensulă pentru sprâncene de la tot de la Real Techniques. O să folosesc și puțin creion, asta pentru că acest produs pentru sprâncene, Brow Drama de la Maybelline, mi l-am luat într-o nuanță un pic cam deschisă. M-am gândit că medium brown, cât am eu, o să fie perfect pentru sprâncenele mele, dar e un pic cam deschis. Așa că o să mai aplic puțin creion. Am un creion pentru sprâncene de la Rimmel, îl am de ceva timp. Eu mi-aplic foarte puțin. O să mă uit da, tot în oglindă ca să nu exagerez cu sprâncenele, cu conturarea sprâncenelor, pentru că le am în mod normal destul de groase, dar umplu un pic zonele unde am oarecare goluri. Nu prea mă pensez de obicei, foarte puțin. Am avut perioade în care m-am pensat foarte mult, aveam sprâncenele foarte subțiri, exagerat de subțiri, dar așa se purta la vremea respectivă și eu eram foarte încântată de sprâncenele mele, iar acum când mă uit la poze, mă gândesc tot timpul oare unde mi-a fost mintea de aveam sprâncenele alea atât de subțiri, de mă pensam atât de subțire. Acum nu prea mă mai pensez, îmi iau foarte puține fire care sunt, care cresc aiurea, cresc în afara, cresc pe lângă sprânceană. Deci mi-am dat foarte, foarte puțin creion pe ele și acum o să fixez totul cu acest produs care îmi place. Deci de plăcut îmi place, doar că mi-am greșit culoarea. Eu am considerat că o să vină ok, dar se pare că e prea deschisă. Și mă aplic pe întreaga sprânceană, trec un pic această pensulă. Și acum o să trec la mascara. V-am spus, mascara de la Maybelline și de la Max Factor îmi plac cel mai mult. Cele de la Maybelline sunt un pic mai ieftine decât cele de la Max Factor, dar e ok, sunt produse foarte bune. Ok, mi-am aplicat și rimelul, îmi place foarte mult, arată destul de bine, cred că se vede la cameră. Haideți să-mi aplic și rujul și cam ăsta este machiajul. Îl aplic pe cel de la Sleek Matte Me în nuanța Shabby Chic. Îl am și lângă mine, îl am și pe celălalt, Bittersweet, dar cred că Shabby Chic merge mai bine cu make-up-ul meu. Mă refer la nuanță. Și haideți să-l aplicăm. Acesta este make-up-ul meu, cam asta a ieșit. N-am plecat de la bun început cu o idee în cap cam ce vreau să fac. M-am orientat pe moment în funcție de produsele pe care le-am avut aici în față. Toate sunt produse pe care le testez pentru prima dată, sunt produse noi și le-am mai folosit săptămâna aceasta o dată sau de două ori. Deci sunt produse noi și o să vin cu primele impresii. Din ce am folosit acum și pe moment, pot să vă spun că îmi place foarte mult Beauty Blender-ul, îmi place concealer-ul de la Maybelline și paleta de farduri. Iar despre ruși, să vă mai spun, v-am spus deja în videoclipul, în weekend vlogul trecut, că îmi place foarte mult. Și paleta de la Sleek pentru contouring e destul de ok, contour, blush și iluminator, observați cât de frumos se vede. Ce nu îmi place absolut deloc este pudra de la Sleek, dar nu îmi place pentru că nu e potrivită pentru tenul meu. Se asigură că pentru un ten uscat este un produs ar fi un produs foarte bun. Da, o să vă iau cu mine astăzi, o să am una sau două intervenții pe parcursul zilei și o să vă țin la curent cu starea make-up-ului meu. Și diseară, când o să mă întorc acasă, o să mă și demachez și o să mă demachez cu aceste șervețele demachiante de la Nivea, pe care vi le-am pus într-o poză pe Instagram. Și v-am spus că este un produs nou și o să vă spun cum funcționează. Am folosit vreo două de aici și vreo două șervețele și da, vă spun diseară. Vă spun diseară cum funcționează. Asta este, ne vedem mai încolo. Sunt în mașină, dar m-am oprit într-o parcare ca să filmez un update al make-up-ului pe care vi l-am arătat astăzi de dimineață. Fardul la ochi a rezistat foarte bine, am peste 4 ore de când mi-am aplicat make-up-ul. Fardul a ținut foarte bine, rujul la fel, după cum v-am spus și în vlogul de weekendul trecut, e super tare, rezistă perfect pe buze, chiar și după ce mănânci. Rest, fardul de față de la Sleek, la fel, rezistă în continuare. Pudra de la Sleek, pudra de față, nu mi-a plăcut și în continuare nu îmi place. Insist pe ideea că este bună pentru un ten uscat. Iar fondul de ten și primerul era Baby Skin-ul de la Maybelline. Am
poridilatat, deci nu face minuni în niciun caz. Fondul de ten, așa și așa, în continuare nu sunt foarte mulțumită de alegerea pe care am făcut-o. Cred că era mai bine să am răbdare până apărea fondul de ten de la Too Faced Born This Way, până apărea nuanța mea și să mi-l iau pe acela. Și aici v-am arătat de dimineață, aveam un punct, un mic coș, concealerul de la Maybelline l-a acoperit foarte bine și a rezistat. Am setat și cu puțină pudră. Da, și concealerul. Concealerul îmi place foarte mult și beauty blenderul cu care mi-am aplicat tot make-up-ul pe față, fondul de ten și concealerul. Wow, chiar e super tare. Deocamdată sunt mulțumită. Diseară când ajung acasă o să mă așez iar să filmez și o să vă mai țin la curent cu eventualele modificări care pot să mai apară. Cam atât. Ne vedem mai încolo diseară. Cam acestea au fost produsele pe care le-am utilizat astăzi pentru a face acest make-up. Sunt produse pe care eu mi le-am achiziționat, eram curioasă să văd care este treaba cu ele, cum funcționează și m-am gândit că dacă tot mi le-am luat și eu să mă machiez cu ele, să fac un videoclip în care să vă spun impresiile mele. Cam primele impresii sunt pentru că pe o parte dintre ele astăzi le-am folosit pentru prima dată, iar celelalte sunt la a doua sau maxima a treia utilizare de când mi le-am cumpărat. Ce vă pot recomanda cu mare căldură dintre tot ce mi-am luat eu și ce v-am prezentat acum aici este acest ruj de la Sleek, mai ales dacă vă plac rujurile mate care să reziste toată ziua și să nu vă dea bătăi de cap că trebuie reaplicat. Cu siguranță căutați să vă cumpărați acest ruj de la Sleek, este un ruj lichid, da, am mai spus lucrul acesta. Și beauty blenderul, la fel, chiar este un ceva nou pentru mine, burețelul de aplicat make-up-ul. Am avut alți bureței în trecut, dar i-am aruncat pentru că erau niște porcării. Îmi place foarte mult. Chiar aplică super bine make-up-ul. Aplică foarte bine, aplică uniform. Arată foarte bine după aceea și rezistă mult mai mult machiajul folosind acest burețel. Deci vi-l recomand, mai ales dacă sunteți super curioase. Căutați-l, cumpărați-l și asta este. Îl folosiți să nu vă pară rău pentru că este un produs bun și o să vă ușureze foarte mult munca. Vă recomand și această paletă de la Maybelline, The Blush Nudes. Chiar sunt culori foarte frumoase, pigmentate, care se întind foarte bine și rezistă la ochi foarte mult. E o paletă frumoasă dacă vreți ceva nou în colecția voastră. Și, evident, corectorul tot de la Maybelline îmi place foarte mult. Chiar îmi place foarte mult, s-a aplicat ușor, a estompat anumite pete pe care le aveam pe față, le-a camuflat destul de bine. Sub ochi a rezistat destul și cumva mi-a luminat un pic zona de sub ochi, unde am ceva probleme. Cam acestea sunt produsele pe care eu le-am folosit astăzi în make-up-ul meu. Sunt produse pe care le-ați văzut și în videoclipul cu produse recent achiziționate. Îmi plac foarte mult. O parte dintre ele nu sunt potrivite pentru tenul meu și lucrurile acestea îmi displace la ele, dar așa ca și concept, da, îmi plac. Și este vorba aici despre fondul de ten și pudră, pudra de la Sleek. Dar poate în altă situație mi-ar fi plăcut mai mult dacă aș fi avut poate tenul normal spre uscat, ar fi fost mult mai potrivite pentru mine. O să continui oricum să le folosesc pentru că mi le-am achiziționat acum și nu o să le arunc, evident. Produsul care este undeva la mijloc între îmi place și nu-mi place este primerul de la Maybelline. Pentru că deși mi-a conferit un aspect oarecum mat al tenului, aspectul de pori dilatați nu a fost estompat de către acest produs. V-am spus că o să mă și demachiez la cameră și o să folosesc aceste șervețele demachiante de la Nivea. Este o gamă nouă de produse pentru demachiere. Din acea gamă eu mi-am ales șervețelele și am folosit. Le-am mai folosit deja. O singură dată, de fapt. Dar o să mă demachiez aici la cameră și o să vă spun... Eu spun că sunt destul de bune, dar o să le folosesc ca să vă convingeți voi că sunt într-adevăr bune. Haideți să vedem cum curăță acest ruj, dacă se ia cu acest șervețel, pentru că n-am încercat până acum. Se ia destul de ok. Haideți să continuăm. Haideți să demachiajul ochilor cum se curăță cu acest șervețel de la Nivea. Miroase a Nivea, da? Are mirosul clasic al produselor Nivea. Este un parfum destul de plăcut și fresh, îl consider eu. Miroase acurat, nu știu. Îmi place cum miroase. Da, se curăță și make-up-ul ochilor destul de bine.
Bun, deci mi-am demachiat toată fața cu un singur șervețel, inclusiv machiajul ochilor. Asta este foarte scârbos, nu o să vi-l mai arăt. Aceste șervețele chiar funcționează foarte bine, curăță destul de bine fața și sunt mulțumită. Pentru un singur șervețel a luat cam tot ce trebuia luat de pe față. Bine, o să vin cu apă micelară și o să-mi curăț și mai bine tenul. Le-am pus și pe ele aici, pentru că fiind un videoclip cu primele impresii și fiind un produs nou achiziționat, am zis hai să vă spun repede și despre ele. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, probabil că un videoclip destul de lung, pentru că oricum nu reușesc să fac videoclipuri mai scurte, dar am foarte multe de spus și încerc să spun cât mai multe despre un produs sau altul, pentru ca voi să vă puteți forma cât de cât o părere justă despre produsul pe care eu vi-l arăt. V-am zis ce-mi place foarte mult, v-am zis ce-mi place mai puțin, și ce nu este potrivit pentru tenul meu. Aceste produse, pentru că eu mi le-am achiziționat, o să continui să le folosesc, o să le... Probabil folosesc în combinație și cu alte produse, să vedem cum se comportă, dar pe ansamblu sunt destul de mulțumită de rezultatul lor și de cum a rezistat machiajul meu astăzi. A fost o zi oricum destul de călduță, așa că machiajul s-a comportat destul de bine. Și vreau să-mi spuneți în zona de comentarii dacă voi ați folosit aceste produse pe care eu vi le-am arătat acum la cameră, dacă voi le-ați folosit, care sunt impresiile voastre. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-i dați un thumbs up, vă puteți subscrie canalului meu pentru mai multe videoclipuri de acest gen, dar și vloguri din când în când, vă mai arăt pe unde mă mai plimb și ce mai fac eu pe afară. Și cam asta este din partea mea momentan, până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune, la revedere!